La recente întâlnire a medicilor din Spitalul Municipal de Urgență Roman Cuprimarul Municipiului Roman Lucian Micu, șefa secției oncologie dr. Dorina Lucian, a anunțat și conducerea primăriei despre faptul că a înaintat un referat conducerii Spitalului Municipal prin care anunță de situația gravă în care se află secția pe care o conduce, confruntată cu mari probleme legate de infecțiile intraspitalicești cauzate de lipsa unei secții de paleație. Medicul romașcan a anunțat că nu-și asumă răspunderea efectuării tratamentelor oncologice într-o secție în care există tot felul de bacterii care facilitează apariția infecțiilor nosocomiale. Astăzi am făcut un referat din conducerii spitalului, care cred că este sătură de ceea ce spun eu tot timpul, dar asta este situația. Luni, pe 23, erau în secția de 24 de oncologie medicală 15 bolnavi de paleație. Cu stome anusiliac, cu colostome, cu nefrostome, cu infecții cu pioceane, cu proteus, cu tot ce vrei și ce nu vrei, da? Mă întreb, este o normalitate? Cine-și poate asuma responsabilitatea infecțiilor intraspitalicești și își asumă responsabilitatea ca să facă tratamente în același spațiu unde sunt acești bolnavi, să facă tratamente citostatice. Eu nu am scris că nu. Deci trebuie văzut ca această secție de paleație, care 10-4 sunt extraordinar de puține, trebuie găsită soluția ca să existe un centru de paleație, spital de paleație, trebuie să existe. Numărul bolnavilor este tot mai mare, și adresabilitatea este tot mai mare. Familiile nu-și mai țin bolnavii acasă, ca pe timpuri, să-i îngrijească. Să îngrijească mama, să îngrijească pe tatăl și mai departe. Vine și ți-l trântește în pat și spune, îngrijește-l. Nu s-a schimbat pampersul de 4 ore. Dar dumneata ce ai făcut când ai stat acolo de și nu faci nimic absolut. Este un singur cadru. Și dacă spui ceva, sigur că da, imediat, presta, antena și așa mai departe. Deci nu se poate lucra în aceste condiții. Nu se poate lucra. Este păcat de personalul medical al spitalului și cred că asta este o treabă generală, dar este păcat de, repet încă o dată, de personalul medical, de medicii tineri care vor lucra în niște condiții destul de stresante. Atâta timp cât ești tot timpul cu sabia lui Damocles deasupra capului, sigur că ai o strângere de în spate, nu? Vai de mine. Dar pentru ce? Atâta timp cât eu, din punct de vedere medical, îmi fac treaba, nu suntem nemuritori. Deci trebuie să înțelegem lucrul acesta. Nu suntem nemuritori. Niciunul dintre noi. Nu știm dacă ieșim pe ușa asta și eu și dumneavoastră sau nu cădem și ce rezolvăm dacă dăm în cap tot timpul? Ce rezolvăm? Eu vă întreb foarte serios. Pentru că este o mână de oameni care muncesc în acest spital de dimineață până seara. Nu se poate. În secția de oncologie există săptămâni în care din cele 20 de paturi, cel puțin 15 sunt ocupate de bolnavi în stare terminală care au tot felul de probleme medicale. Secția de oncologie este transformată în fapt în secție de paleație, lucru foarte grav în opinia medicului oncolog în condițiile în care s-a schimbat și psihologia familiilor care refuză să mai țină acasă bolnavii în stare terminală. Dar există niște probleme destul de mari. Secția de oncologie medicală a Spitalului Roman este secție de chimioterapie, de tratament citostatic al bolnavilor care se află în stadiile 1, 2, 3, care beneficiază de polichimioterapie adjuvantă sau neoadjuvantă în vederea intervențiilor chirurgicale ulterioare, a radioterapiei și așa mai departe. Din păcate, secția de oncologie medicală, la ora actuală, s-a transformat în secție de paleație, de îngrijiri paleative. Trebuie să specific încă o dată că oncologia medicală este specialitate de sine stătătoare și se ocupă cu tratamentul policitostatic al bolnavilor, cu hormonoterapie și așa mai departe, iar îngrijiri paleative este tot o specialitate de sine stătătoare. Un compartiment de
Spitalul Adibei este dotat cu personal care este în număr suficient de mare pentru ca să poată acorda asistență acestor bolnavi. Atâta timp cât tu pe secție ai, am avut perioadă când am avut o singură infirmieră pe secție, la un număr de peste 20 de pacienți internați, este destul de greu să asiguri asistență medicală absolut corespunzătoare și la nivelul cerințelor familiilor care vin și își lasă pacienții, pentru că la ora actuală este mai ușor să lași pacientul să fie îngrijit de către stat decât să-l îngrijești tu. Deci s-a schimbat foarte mult psihologia familiilor. În condițiile unei lipse acute de doctor cu specialitate oncologie, un medic oncolog din Roman este nevoit să vină la spital și sâmbăta, dar și duminica pentru a-și consulta pacienții. Deci eu vin și sâmbăta, vin și duminica uneori, pe 24 am fost la servici, deci care e problema? Și tot timpul stai cu frică, vai de mine, să nu se întâmple ceva, că e nemulțumit, Xulescu, așa, nu se poate lucra așa. Cred că din multe puncte de vedere ar trebui gândit și din punctul dumneavoastră de vedere politic și așa mai departe. Edilul șef al municipiului a spus că ideea organizării unei întâlniri cu parlamentarii de neamț în vederea găsirii unor soluții politice la problemele sistemului sanitar va fi materializată în perioada care urmează. Sunt foarte multe lucruri care efectiv țin de actul legislativ la nivelul Parlamentului și la nivel de Ministerul Sănătății și acolo cred eu că trebuie să intervenim. Medicul romașcan a recunoscut eforturile municipalității din ultimii ani de modernizare a secțiilor spitalului, inclusiv a celei de oncologie, care acum arată aproape corespunzător, dar a subliniat necesitatea implicării tuturor factorilor în vederea aducerii de medici la Roman într-o disciplină deficitară, cum este oncologia, care are doar 3 medici, 2 în spital și unul în policlinică. Din cei 3 medici, 2 sunt pensionari și doar unul este medic tânăr. Doctorița Dorina Lucian este de câțiva ani la vârsta pensionării, dar lucrează încă în spitalul Roman pentru a suplini lipsa medicilor oncologi. Aceeași situație este și în policlinica din Roman, unde cabinetul lucrează tot cu un medic pensionar.